De ce cred că primii creștini nu au practicat comunismul? Unele persoane care au citit cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2 în special, versetele 44 și 45, au dedus din faptul că acești primi creștini își vindeau averi și aveau toate lucrurile la comun, că ei practicau o formă de comunism. Cu toate acestea, chiar și cele 10 porunci implică dreptul la proprietate privată, interzicând omului să fure sau chiar să răvnească ceea ce aparține altuia. Există mai multe motive pentru a crede că acest pasaj nu învață o formă de comunism sau socialism creștin. În primul rând, acest pasaj nu este unul prescriptiv, ci este unul pur și simplu descriptiv. Dar nicăieri nu stabilește acest lucru ca fiind normativ. Pur și simplu, versetele descriu ceea ce făceau credincioșii. În al doilea rând, în măsura în care textul ne arată, înțelegem faptul că sistemul era doar temporar, nu o practică permanentă. Se pare că ei au rămas împreună în Ierusalim, deoarece acesta este locul în care se coborâse Duhul Sfânt. Circumstanțele de a trăi împreună departe de casă au creat această necesitate de a trăi la comun. În al treilea rând, acest angajament era voluntar. Nu există nicio indicație în text că aceasta era o practică obligatorie. Se pare că a fost pur și simplu o măsură temporară și voluntară pentru înaintarea Evangheliei în acele vremuri timpurii și cruciale ale bisericii creștine. În al patrulea rând, vânzarea proprietății și dăruirea de bani a fost doar parțială. Textul implică faptul că ei au vândut doar pământul pe care îl aveau în plus și alte bunuri, nu că și-au vândut singurul loc de reședință. La urma urmei, cu toții au părăsit în cele din urmă Ierusalimul, la care au venit pentru sărbătoarea cinzecimii și s-au întors la casele lor, care erau împrăștiate peste tot în lume. Vedem asta în Faptele Apostolilor, în versetele de la 5 la 13 din capitolul 2. Deci, primii creștini nu au practicat o formă de comunism. Și am văzut de ce. De aceea cred ceea ce cred.